Salut! Sunt din nou în bucătărie Arnos, așa cum v-am obișnuit. Și am o vârstă, e adevărat, și am învățat ceva până acum. Când poate să facă altul, de ce nu? Așa că am invitat un prieten, pentru că am și foarte mulți, n-am ce să fac, asta e, să gătească el. Iar eu îl asist, adică îl controlez, mai bine spus. Ionuț, ce faci, Ionuț? Salut, șef. Salut, dragule. Mersi de invitație. Cu drag. Ai zis că vrei să gătești ceva, cum se cheamă? Vorgobeleș. Ce e, bă? Paste la cuptor, budincă. Și nu puteai să spui așa, mă, de prima. Ei bine, șef, având în vedere că m-am mai plimbat în România, acum am învățat că se numesc vorgobeleș. Bine, deci ce face până la urmă? Vorgobeleș. Mă rog, ce faci? Budincă. Ce paste folosești? Folosim pătrate de la mici, Arnos. Da, pătrate mici de la Arnos, le știu, au exact gustul pastelor făcute în casă. Într-adevăr, așa este, șef. Pentru vorgobeleș avem nevoie de brânză dulce de vacă. Ok. Puțină esență de rom sau vanilie, depinde care aveți acasă, puțină coajă de lămâie, zahăr vanilat, stafide și ouă. Eu aici am un ou întreg și 3 gălbenuși. Nu, mă, băi, ai un ou întreg plus și două plus gălbenuși. Două. De la vorgobeleș. Vorgobeleș? Vorgobeleș. Ok, haide. Păi, hai, dă-i drumul, pune pastele la fiert. Uite. Mulțumesc, șef. Ai pus sare în apă, Ionuț? Da. Asta ați făcut dumneavoastră înainte. Nu, mă, nu. Am gustat? Da? Păi nu, la asta nu punem sare, n-a fost vorba așa? Trebuie sare. Am înțeles. În apă tot timpul. Fii atent, ți-am pregătit bol, da? Să faci compoziția. Mulțumesc, șef. Haide. În prima fază o să iau brânza, lămâie, okay. Zahărul, tot. E dulce, acrișor și ceva fermecător. Adică dragoste, șef, tot timpul trebuie să punem mâncare. Păi dacă îmi dai mai multă dragoste dimineața, la prânz, seara, cum e la tine? Dragoste sau iubire, șef? Nu știu, bă, ai zis de dragoste, despre asta vorba. Cred că pe seară. Nu, dimineața, șef. Aha. Tare. Ok. Și stafide. Mișto. Și acum incorporăm și ouăle. Să nu vă speriați dacă o să fie o compoziție mai umedă. Miroase bine. Păi nu știu, câtă lămâie vrei? Mai punem, da, un pic? Șef. Hai să mai punem un pic. Să aibă aici gust. E coajă de la o lămâie. Coajă de la o lămâie. Înainte să radeți lămâia, bine spălată, că acum sunt unele care au ceară pe deasupra. O să iau o strecurătoare. Fii atent, de-te acolo. Aia nu ai vrea să mă închei, o să iau și bani. Dă-mi e strecurătoarea și iei tu asta și mergem și le scurgem. Haide. Frige? E bine, e bine. Arde, așa poți să mergi mai repede. Hai. Ai văzut ce repede merge treaba în doi? Da, șef, într-adevăr. Altceva. Sunteți un ajutor excepțional de bun. Am răcit pastele. Da, deoarece nu am vrut să se aleagă ou pe românește. Fiind pastele fierbinți. Bă, de unde ești tu, mă? De la Suceava, din Bucovina. A, înțeles. Deci de-aia folosești tu asta cu să se aleagă ou. Să nu se cristalizeze, să nu se taie, să nu se gătească, să nu se taie. Să nu se aleagă ou. Deci, ca să știți, să nu se aleagă ou. Bun, asta e tare. Să nu se aleagă, să nu faceți drenții din alea ca la ciordă. Încet, încet, așa. Să vedem. Să vedem. Ce o să iasă. Mai bine amestecam eu și pune-i tu, tăiai tu asta, că durează prea mult. Gata, mai, uite, frumusețe rară, bă, Ionuț. Da, chiar... Dar așa mi se pare normal, știi? Da. Iei bagi în spate aici frumos. După cum vedeți, pastele astea se așează foarte bine, adică nu rămâne deloc spațiu între ele. Mm. Și... Hai! Super! Ce am, Ionuț? Bagă tot! Nu, mă, de ce așa? Că o să le arzi pe alea. Vrei tu așa? Așa trebuie să iasă? Bine, mă, nu știu, hai să te văd. Frumosețe rară. Da, șef. La cuptor? La cuptor.
La ce temperatură? La 180 de grade, undeva la 20-25 de minute. Până se rumânește și sunt ele galben, aurie, așa frumos. Exact. Depinde și de cuptor, cum, dacă e pe gaz sau dacă este electric. Hai mă, Ionuț, că aștept după asta să se răcească. Trebuie. Hai că nu mai pot poftă. Haide. Haideți să vedem ce... Ce ai făcut? Ce am făcut? O, alea sunt cele mai bune, nu le scoate. Ba nu, ia tăie, tăie mie, tăie mie, tăie mie. Ia. Ah, ce bine miroase, miroase bine. Are bun. Aia era a mea. Arată mai mare din aia crocantă. Gata, zahăr. Hai că vreau și niște zahăr. Bă, un pic. Că sunt eu destul de dulce. Și asta e pentru mine. Și am plecat. Cum o să fie aia pentru tine? Băi, vezi dacă nu-mi lași margine încurcată. O bucățică ție, o bucățică mie. Două ție, una, două mie. Haide. Bine, și așa facem. Ne vedem în episodul următor.